Sute de familii din județul Galați stau în beznă de două săptămâni. Casele și fermele din 50 de localități gălățene au rămas în întuneric de la ultimul viscol care a rupt sute de stâlpi de tensiune. Echipele de la Electrica nu au reușit nici până acum să ridice toți stâlpii doborâți de furtună, iar oamenii privesc neputincioși cum li se strică mâncarea în frigidere. Neghiță are 82 de ani și stă în beznă de două săptămâni. Tot de atunci așteaptă o minune. I s-au stricat până și medicamentele prescrise de medic care trebuiau ținute în frigider. Fără curent, singur, fără soție, fără nimic. I s-au stricat medicamentele la frigider? Am aruncat tot. M-am rugat de vicii, de primar. Dio vine și-o făcut păr. Toți vecinii au pe ei. Toți aionam. Câțiva kilometri mai la deal locuiește Savu Șuvăilă. Nici pe acolo nu a trecut nicio echipă de la Electrica. Copiii bărbatului își fac lecțiile la lumina lumânării, iar carnea de la Crăciun stă să se strice, deși o ține în cea mai rece cameră din casă. Aici roșii, tigaia cu mâncare aici, șunca, am scos-o, la fel zghețat, am poținim, așa ne scurgăm. Și în curând o să strice și asta, până la urmă, mâncarea. Ce se face? Mă, o mâncăm, nu ținem, nu facem. N-avem condiții. Lumină? De unde? Noi. Stați de două săptămâni fără curent. Noi plătim toate cele. Sper nu și plătim, dacă nu plătim curentul, ne tai lumina? Ne tai, nu? Primarul din comună este supărat că nu poate să-i ajute pe localnici. Nu pot să concep că patru zile n-a ajuns nimeni de la Electrica în această comună. Ieri am sunat de 121 de. Și mi s-a spus, da, mi s-a răspuns, bineînțeles. Mi s-a spus că vor veni două echipe, au ajuns la ora 17.30, au mai făcut încă o evaluare și la 18.30, după a treia sau a patra evaluare, au plecat. Reprezentanții prefecturii au tras și ei un semnal de alarmă. Avem peste 50 de localități parțial alimentate cu energie electrică, vorbim de sute de gospodării, vorbim de ferme, de animale, care sunt afectate încă la această dată. Cei de la Electrica Galați spun că echipele fac toate eforturile ca să remedieze problemele. Din totalul de 85.000 de consumatori afectați inițial pe 4 mai 2017, la ora 15 mai erau aproximativ 750 de abonați nealimentați, dispersați în mai multe localități, motivat de asigurarea condițiilor de lucru a echipelor de intervenții și reparații care lucrează în instalații. Viscolul care a lovit județul Galați a pus la pământ aproximativ 500 de stâlpi de înaltă tensiune.